Salut, tare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi eu și jucăm din nou Undermine, am zis că n-am mai jucat de mult, am spus să mai facem un episod de Undermine. Eu oricum am mai jucat off-camera bine, nu foarte multe ori, dar am mai continuat să spunem. Ca și idee pentru cei care nu știu, probabil este un joculeț în care practic faci dungeon-uri, să spunem. Și da, trebuie să mergi prin dungeon-uri și mai bine vă explic în timpul jocului, să zicem, din nou. O să facem ceva rapid, așa, restul nu vă arăt prea multe ca idee. Deci tu ai caracterul care ți-l dă random, mergem rapid în stânga. Din nou, aici ți-ai niște perk-uri care ți rămân pentru totdeauna. Și jos ți-ai... Îți face upgrade la armură, una alta, bla bla. Bă, da, hai să facem noi la asta, sincer să fiu. Perfectos. Chiar a fost utilitate maximă. 1800. Ce vorbești de digă. Ia să vedem ce putem să fabricăm la Neagigelo. Câteodată obiectele se dublează. Hai să luăm asta. Ok. Popcorn. Ok, haide să mergem de acum. Hai să luăm bomba, în primul rând. Poate avem la început. Ok, aici sunt chestii care ți le iei la început dacă ai parale. Și hai să începem jocul în sine. Ideea e cât reziști mai mult. De fiecare dată se restartează jocul într-un fel. Reziști cât mai mult. Dar... practic îți rămân itemele și o parte din bănuți. Să vedeți mai exact. Aici strângem bani. Găsim pe urmă așa că ne fur banii. Ia să vedem. Asta trebuie să explodeze acum, nu? Ok, asta explodează acum că am făcut upgrade-ul ăla. Ok. Când să nu deranjez. Ce e aici, boss? Cine e neagicuță? Ah, ok. Câte vizite. Vrea să ducă să doarmă. Nimeni nu a avut nevoie de mine. Să este un cartograf. Desenează mape, chestii. Haide să vedem. 450. Ok. Aici ne mișcă și noi un pic. Aici ce avem? Îi spargem tot. Deci hai să vedem dacă mai vorbim cu el, mai avem ce vorbi sau ce celălalt lucru. Ok, și hai să dăm mapă secretă. Băga la somnic, ce eu făcut? Și intri în mapa secretă. Dungeon 1 direct, what? Ok. Crește foarte mult down-ul, dar dacă este lovit, scade. Așa. Ok. Facem așa, bombică. Interesting, interesting. E prima dată când am dat de ăla, e totul random. Gândiți-vă că tot ce se întâmplă e random, mapa e random. E... și că nu deranja. Iarăși? Tot asta? Opa! Ia. Dacă dăm din nou unii mergem, hai să vedem. Și că nu are niciun loc unde să mă trimită. Ok. N-are bă boss-ul, dacă nu are, nu are, ce putem să-i facem? Ok. Mamă. Ok. Hai boss.
Mamă, deci dă mult damage, chiar dă mult damage, nu pot să zic, nu? Că nu cad în găuri. Ok. Asta mi se pare interesant. O, pocnine bună. Ok, cheie avem. Nu avem cheie. Ok. Hai să punem. Oh. Perfectos. Strângem bănetul. Și strângem și gemurile astea. Ok. Ideea e că trebuie să rezici cât la dungeon-uri cât mai mari și ai și niște boss la un moment dat de bătut. Bine, îi bați când poți, mai bine spus. Mama, aici e... te rogi. Îți dă o chestie bună, să zicem, și îți dă și o chestie rea în același timp. Hai să vedem ce luăm ca bun. Așa, hai să luăm ăsta care pierde mai puțin aur când murim. Și ne-a dat. Eu primesc mai multe daune. Am un blestem, asta e blestemul de fapt. Deci. Haideți să vedem în continuare. Ok, aici. Ok, până aici. De ce nu m-am prins? Dar, nu mai am boabe. Tristus, asta e. Plecăm în continuare, os. Ce-a fost aia? Ok. Ok, deci până aici suntem ok. Ha! Ok. Hai să mergem la... suntem la dungeon 1, scrie jos în dreapta. Mergem în continuare la dungeon 2. Ok. Mi-mi place joculețul, e un joc. Să zicem, mai relax din punct de vedere ca joculeț, adică na. E, oh, da, dați drumul bă de aici. Voi uriților, băi, dați-i drumul de aici. Ok. Dacă, bă, deci tura asta am avut un ghinion rău mare cu cheile. Mamă, s-a rupt, what the fuck. Acum abia dau damage. Ok. A fost frumos cât a fost. Ok. Hai să vedem jos să mergem. Ca asta aici găsim general să cumpărăm lucruri.
Dar nu dăm bani momentan. Hai să mergem în continuare. What the fuck? Poate dăm palmeul meu. Așa e destul de enervant, sincer. Din păcate, asta era să ne omoare, dar... Asta e. Hai să vedem. Banish Banetos, ok. Ok, până aici este totul ok. Încă mult șobi din astea. Ok. Până aici suntem Hokaiș. Hokaiș. Hai să luăm și banetul. Ok. Mergem sus, n-avem cheie, ghinion, asta e, a fost. A fost frumos cât a fost, ceva de genul. Normal că luăm banii. Și mergem la dungeon 3, cred. Așa trebuie să fie. Da. Crescut levelul. What? Au crescut asta de level, da. Fioricica asta care vedeți voi aici, de fiecare dată, deci levelul ei maxim este 3. De fiecare dată când moare, se dă și înapoi la 1. Și practic la 1 îți culege aur pentru tine, îi crești valoarea aurului când îl culegi el și în a treilea level 3 obține viteza ca să poată să furi aurul de la pilifere aia care fură. Cigani ăia. Really? Ok, până aici situația este acceptabilă. Ok, acum suntem safe. Deci mergem mai rapid în timp ce suntem sape. Nu știu dacă să arunc banii. Na, momentan nu, sincer să fiu. Prefer să strâng. Așa că nu aș pa, sincer să fiu. Ok, măcar pe unul l-am omorât. Ok, you dead, my friend. Așa. Suntem cam la limită cu viața, dar asta e. Mamă, și-o dat-o fix pe nebunatica asta. Bă, dar să dai nebun din ăștia e cam nașpa, sincer. Atât. Am zis să mă concentrez un pic mai mult și anu. Că-i n-aș perea, nu? Bombi n-avea, vezi dacă luam bomba mă aștept aici. Nu pot să știi, nu prea pot să știi mai exact care și cum e treaba. Ok. În jos avem finala și aici
Am înțeles, așa. Ok, showcase. Am luat showcase, deschidem partea asta din dreapta. Ne dă o relicvă. A, mergi pe aer. Acceptabil, acceptabil. Acum pot să merg practic unde sunt găurile. Ok. Veniți voi la furat, voi urâților. Stai drumul, nu veniți la furat, stai ce le-a furiat. Vedeți, acum nu mai cad aici, fluctuez. Ok. Nici nu mai mergem în sus. Aici nu au cum să sparg, deși dacă spargeam apare aici ceva. Aici dacă mergem în sus nu este nimic decât chestia. Aici poți să lăsi o relicvă și în momentul când găsești în următorul round acea relicvă, practic ți-o dă înapoi în timp ce tu faci schimb cu altă relicvă, poate că nu-ți convine. Sper că ați înțeles ideea. Am înțeles. M-a luat omul și vine să cu explozii lui. Da, acum așa ideea, ai murit, vedeți, mai avem 2377 de bănuți, o percentuală de bănuți practic ai pierdut și toate relicvele care le-ai găsit. În dreapta ți arată ceea ce ai omorât și ceea ce ai făcut. Și de la capăt, practic de unde am început noi video. Și tot așa, repeti și repeti și repeti. Haideți să luăm... primul rând ăsta cu bani, îl vreau. Așa, următorul la cât e? La 3000. Hai că 3000 dacă e. Da, băieți și fete și ce avem noi. Cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un share, like, un subscribe și jos în descriere găsiți contul de TikTok și tot ce vă trebuie. Pa, pa!